33 de grade. E acolo cu sumăieșile pe dânsi. Bă, băiatule, n-ați văzut așa ceva. Ia fiți atenți acolo. Și au dat jos sumanele, că erau și cu sumanele pe ei. Doamne, haideți să vă arăt ceva frumos, ceva elegant. Repet, 33 de grade în aerul de afară. Te coci dacă stai la umbră. Nu să mai și joci. Hai să vedem cât de transpirați oamenii ăștia. E ora 3 fără un sfert, dragilor, suntem la Todirești. Bă, una dintre potolacă de la Todirești, acolo e primăria și sala de cultură, casa de cultură. E aici, e... A început, de fapt, de 2 ore. Cred că au tras cantare în prime 2 ore. Au început nuntă pitoloacă. Ia. Băiatule, cum să-ți iei sumanele la pe tine? Îi admir pe oamenii ăștia, îi iubesc. Rească sunt. Rească sunt. Sumanele alea trebuie să fie copt. Copt și-au dansat cu el. L-ați văzut? Băi, baiete. Așa, da.
gata, aici s-a terminat. La o căldură extraordinară. A băieții nu se lasă. Mai puteți cu hanoracile alea pe voi? Ferească! Să trăiți, să trăiți! Băi, eu am crezut că avea și sumanele pe voi. Băi, sunteți, sunteți mari! Sunteți, sunteți mari, sunteți mari, credeți-mă! Nu mai știu, de unde? La Părtej, la parcare. La parcare, la parcare! Doamne ajută! Ele? Salut! Aoleu! Tot frumos! Bravo! Nota 10! Nota 10! Nu vrei să știți cât e, cât e de greu sumanul ăla. Ai de cap de zile mele! Learcă-s oamenii ăștia! Ia uite acolo! Oh,
Aici, dragilor, e zona de food court. Ceva frumos, ceva elegant. Mănuși, tot ce trebuie. Și o bere de casă, tot 5 lei. Dacă, dragilor, distracția e maximă. Ziua, cinstiți oameni dragi și frumoși, frumoși îmbrăcați, frumoși la suflet, frumoși în tăticele. Mălinarii vin din Stănișoara, au lăsat oile la apa Moldovii și am venit într-un suflet până aici la dumneavoastră, că am auzit că e frumos.
Mare la Câtirea și Iberia. Pet, sus, muzica! Și copila ce pune, unde Mihai se trece. Dragii mei, asta e, asta e nunta în Bucovina, știi, joaca pe tolacă, nu e nunta în Bucovina, e joaca pe tolacă. Am fost pe aici printre meseni, l-am căutat pe domnul președinte Gheorghe Frutu, dar am venit târziu, că e 3:30 acum când termin de filmat. Vreau să spun, el e tata lor, cum se spune, și tare mie că e ultima oară când se va mai ține așa ceva, jocul pe tolac. Oricum e bine că mai avem tradiții, e bine că mai găsim și momente de astea de bucurie. Am zis și pe doi parlamentari, unul de la AUR, unul dintr-alt partid, dar nu știu dacă mai e de la partidul respectiv, și așa că nu vreau să-i fac publicitate partidului. Astăzi, la Todirești, a fost cu mult praf, cum se poate vedea, cu nuntă, cu distracție și ca subțire din punctul meu de vedere, subțire, oameni subțire, adică la asta mă refer, nu prezență excepțională, dar știți cum e, poate la urmă urmei. E nevoie și de așa ceva în Suceava. Domnul președinte Gheorghe Frutu își încheie mandatul cu acest joc pe toloacă și cu, dacă era să fim cinstiți, puteam să facem și pe aeroportul Salcea, că la câte curse vin acum pe aeroport, aveam loc și nu era praful ăsta, dar poate că așa e mai bine să ne amintim și de lucrurile frumoase. Dragilor, de aici, de la Todirești, de la jocul pe toloacă, că nu e nuntă, e jocul pe toloacă, la geaca pe toloacă, vă urez să aveți parte de o săptămână cum se cuvine. Sus inimile.